Natalia Prodan se declară femeia artă. E îndrăgostită și își dedică tot timpul pentru acest domeniu și nu regretă nicio secundă. E actriță la Teatrul Național Eugen Ionescu din Capitală. De câte ori am văzut-o în spectacole jucând, am memorat-o drept o fire dezinvoltă, liberă și fericită. Să o cunoaștem mai aproape pe Natalia Prodan dincolo de scena teatrului. Natalia, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră de a fi una din eroinele emisiunii Ficaia. Mulțumesc că m-ați invitat. O să începem simplu, zic eu. Ești actriță la Teatrul Național Eugen Ionescu, dar până ajunge să vorbim despre asta, ai început a face pictură, spuneai tu, de la vârsta de 9 ani. Ai făcut chiar și școala de pictură în perioada anilor 2005-2009, studiind la Colegiul Republican de Arte Plastice, da. Alexandru Plămădeală, specialitatea design vestimentar, calificația pictor. Și acum vreau să te întreb, ești femeia artă? Posibil, cred că. Am făcut din clasa noua pictură și apoi după nouă clasă am venit la asta. Mie îmi place să fac și alte chestii, nu doar să pictez sau... De exemplu, am o serie de lucrări care sunt din haine. Nu știu dacă ați auzit de asta. Da, aha, da. Iată. Ca să nu fie hainele aruncate la gunoi, creăm un tablou. Ce faci cu tablourile ulterior? Deocamdată stau acasă. Doar una este în Italia. A fost cadonată, nu a fost procurată. Și ce fel de tablouri iese? Ele, de fapt, sunt copii a marilor picturi celebre. A lui Van Gogh am și a lui Picasso. De unde e inspirația? Ți-a venit așa să faci astfel de tablouri? Da, dacă sincer mă jucam cu un chestic și de la asta mi-a venit. Nu, n-a fost ceva... Mă jucam odată cu bucățică de stofă și am învârtit-o și am zis, au, da, dacă să o aplic undeva, să o înclei. Și mă gândeam, zic, ia hai să iau o pictură celebră și uite așa, treptat... Am pornit chestia asta. Cât timp în medie lucrezi la un tablou? Ei, acum nu mai lucrez de mult, mai ales după ce a apărut feciorașul meu. Dar lucram de obicei o lună. Ai studiat arte dramatice și management artistic la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Spuneai tu într-un interviu că ai înaintat de fapt și la alte facultăți, dar din prima ai fost admisă la actorie. Îți mai amintești despre examenul de intrare? Sigur că mi-amintesc. Eu, de fapt, am intrat și aici la actorie și în România, în ambele părți. Dar este așa o parte din istoria mea, care nu prea mult o cunosc. În 2010, când trebuia să vin în anul întâi la facultate, am suferit o operație pe creier. Și din cauza asta am rămas în Chișinău și nu am plecat în România. Da, mi-amintesc perioada de examen de intrare, mai ales că noi am fost luați mai mulți pentru două teatre. Și noi toți vroiam în teatru, să nu fim în teatru de păpuși, dar la final eu am făcut păpușărie. Nu mă visez pe scenele din Occident decât poate în turnee, când însă, cred însă ferm că lucru bun se face oriunde, și chiar și acasă. Asta declarai tu într-un interviu. Ce înseamnă pentru tine, de fapt, a fi actor? Ce înseamnă pentru mine să fii actor? Să trăiești. Pentru că noi fiecare rol îl trăim, de fapt. E greu să trăiești roluri? Ai, mă rog, perioada de montare e atunci mai complicat, până când ajungi unde ai nevoie. Dar și treptat după asta, deja... Adaugi și ești mai aproape de ceea ce ai nevoie. Depinde, sunt spectacole în care uneori ies după spectacol chiar terminată, așa să spun. De exemplu, la Căldură în noiembrie au fost câteva spectacole în care la final deja eram... Ai reușit să joci în mai multe spectacole, Marta Conviețuirii, Căldură în noiembrie, Iubire la proști și altele. Cât de greu este pentru un actor să fie permanent conectat la realitatea cotidiană? Nu știu dacă e atât de greu. Știi când încep deja,
de fiecare dată să vii la teatru, să ai spectacole și una după alta, una după alta, deja face parte din viața ta și nu știu dacă uneori mi mai pun alte întrebări. Spuneai că viața unui actor din Republica Moldova este complicată, citez, mai ales financiar și poate nu doar, însă aceasta ar fi, cred că, termenul cheie. Probabil experiența, dar și implicarea în diverse proiecte îți poate aduce mai multă stabilitate, însă ea vine cu timpul. Ce te-a făcut să continui? Nu știu ce m-a făcut, sincer, de multe ori mă gândesc la asta. De multe ori îmi pare că gata, mai mult nu, gata, trebuie de plecat. Și apoi lucrurile se aranjează și iarăși rămâi. Și apoi iarăși, de fapt, de fiecare dată când se montează un spectacol, soțul meu râde de chestia asta, că eu de fiecare dată vin acasă, în una din repetiții, în una din zilele de repetiții și spun, nu-mi reușește rolul ăsta, eu de fapt nu sunt actriță, am greșit profesia, nu trebuia să iau, nu-mi iese rolul și gata, nu. Și el spune întotdeauna, tu totdeauna faci așa, totdeauna așa spui. Eu zic, nu e adevărat, data asta pe bune că nu reușește. Și el îmi spune, da, și după asta o să vii după premieră și o spui, da, a fost așa de bine, a fost așa cum am vrut. Te susține în ceea ce faci? Sigur, mai ales acum, pentru că eu am născut și copilul stă cu el. El nu lucrează și ca eu să vin să joc spectacol. Cât de important este susținerea unui bărbat în cariera unei femei? E foarte important. În general, e bine când fiecare susține unul pe altul. Asta e. Și nu se pune nimeni mai sus decât altul. Fiecare să fie la același nivel. Eu trebuie să mă bucur că lui îi place ceea ce faci și el trebuie să bucure că mie îmi place ceea ce fac. Dincolo de scena teatrului, fiecare actor are o viață așa cum o avem fiecare dintre noi. O viață care, cu sau fără voia lor, îi pune în fața unor greutăți, temeri, eșecuri, vise, aspirații și toate cele. Nu ne-am intersectat de prea multe ori, dar atunci când am făcut-o, mi-a rămas în minte drept o fire dezinvoltă și optimistă. Asta am găsit tot pe pagina ta de Facebook într-un comentariu. Natalia, cum reușești să fii o femeie fericită în ciuda hopurilor pe care le-ai avut în viața ta? Trebuie să iubești viața. Trebuie să ne mulțumim, de fapt, de ce că de fiecare dată, de fapt, eu fac legătura între persoanele care au probleme, care și de fiecare dată îmi spun că bine că noi, de exemplu, bine că noi putem merge, altcineva nici nu poate merge, bine că noi putem să ne mișcăm sau putem să vorbim sau că eu, de fapt, chiar și urmăresc foarte multe persoane care se ocupă cu ajutorul, care ajută copiii bolnavi sau și participă de fiecare dată la chestiile astea. Și ei, pentru mine, sunt un exemplu. Ei sunt un exemplu copii care nu pot merge, dar se străduie să meargă. Și atunci nu văd un motiv de ce noi ar trebui să ne plângem atunci când noi suntem apți. De ce crezi că depinde fericirea unei femei? Trebuie să mă gândesc. De bine. Tu ești fericită? Da. Se vede după zâmbetul tău. Nu, eu de fapt așa sunt zâmbăreață. Vorbim despre viață. Trăiești ceea ce ai visat tu dintotdeauna? Ei, că visam eu mult mai multe, dar nu le-am primit pe toate, dar cred că este timpul pentru și celelalte. Am vorbit noi la început despre tablourile pe care le creezi. Uh-huh. Natalia, viața ta, cu ce tablou ți l-ai asocia? Pictorul care este cel mai aproape de mine și de viața mea este Van Gogh. Știi de ce? Pentru că mie îmi place foarte mult culorile care el le folosea în picturile sale. Și în general, dacă te uiți la un tablou, ai impresia că treptat acuși o să ajungi în trânsul. Nu știu cum să spun asta. Natalia, îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi alături de noi. Cred eu că o să fie o inspirație și o motivație pentru femeile care o să urmărească acest interviu. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și sper și spun femeilor să iubească pe sine. Și acum, din partea partenerilor noștri, ți oferim un pic de primăvară și îți aducem așa căldură. Uh-huh. Nu din noiembrie, ci din martie, vine atunci, da? Bine, mulțumesc! Ți le oferim cu drag! Mersi mult! Viața Nataliei este de culoare albastră. Un albastru exact ca cerul atunci când abia vine primăvara.
visează la pace, iar asta e tot ce își dorește pentru ea și cei ce o înconjoară.